Președintele PL Mihai Ghimpu susține că este gata să facă coaliție cu PLDM și PDM, dar a mai înaintat încă o condiție, și anume ca Ilan Șor să fie arestat. Declarația a fost făcută de la postul public de televiziune. Mihai Ghimpu a comunicat că deja a discutat cu liderii PDM și PLDM despre formarea alianței de guvernare, dar nu exclude că aceștia ar purta discuții și cu Partidul Comuniștilor. Ghimpu a mai precizat că PL a acceptat să facă alianță cu PLDM și PDM pentru a scoate țara din impas.